am revenit în platou alături de invitata mea, conferențiar universitar dr. Daciana Elena Brănișteanu, copreședinte primăvara dermatologică Ieșană, președinte Asociația Dermatologilor din Moldova. Așadar, doamna doctor, am revenit și aș vrea să amintim despre Colaborarea despre parteneriatul dintre primăvara dermatologică ieșană cu Societatea Studenților Mediciniști. Practic, în anul 2015 a luat naștere acest parteneriat. Ce ne puteți spune? Ce beneficii a adus acesta? În primul rând de toate, beneficiul major a fost al primăverii dermatologice ieșene pentru că a fost un influx de tinerețe, de entuziasm și de interes crescut pentru informația științifică. Studenții au venit la primăvara dermatologică ieșeană pentru că ușile le-au fost întotdeauna deschise, accesul lor a fost gratuit, au fost invitați în repetate rânduri să, să absoarbă, practic, informația științifică și de ce nu să se contamineze de modele de personalități medicale românești, am vrut, practic, să le demonstrăm faptul că astfel de modele nu există numai în străinătate, există și în țara noastră. Cum anume am realizat acest parteneriat? Întâi de toate am început prin cooptarea lor ca și voluntari în organizarea Primăverii Dermatologice Eșene în timpul efectiv al manifestării. Ulterior s-a ocupat, mai ales în 2017, de organizarea acestui eveniment din timpul lunilor premergătoare evenimentului, luând contact cu lectorii, mă rog, sigurând într-un fel logistica pentru sesiunile științifice, a fost un entuziasm cu adevărat debordant. N-am gândit că ar fi bine în ediția din 2017 să constituim un comitet de organizare din partea studenților mediciniști ieșeni a primăverii dermatologice ieșene, lucru care s-a fost urmat de creșterea implicărilor în partea științifică și organizatorică a acestei manifestări. În realitate, de mai bine de patru ani de zile este organizat un concurs de postere pentru uh, studenți și pentru rezidenți. Uh, e vorba de două premii mari care se dă pentru fiecare uh, tip de concurs în parte. Este premiul de popularitate pe care îl stabilește comunitatea studenților și medicală pe Facebook uh, în momentul în care apreciază ca fiind valoroase posterele care sunt practic uh, postate pe pagina oficială a acestui concurs. Și este vorba despre un al doilea premiu oferit de o comisie științifică care apreciază calitatea științifică, modul de redactare, noutatea subiectului uh, prezentat în postelul respectiv. Uh, cei care sunt premiați cu locul întâi, practic, au avut posibilitatea, dacă vorbim despre rezidenți, de a participa la sesiunile europene ale Academiei Europene de Dermatologie. La lucrări. Li s-a asigurat practic participarea integrală, de la taxa de participare, transport, cazare, acces la lucrările științifice, desigur, cu condiția ca, pe lângă a fi câștigătorii concursului de postere, să aibă și o lucrare prezentată la European Academy, Congresul Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie. Au fost studenți la Viena anul trecut au fost extraordinar de entuziaști. Anul viitor vor merge în Muntenegru la Spring Simpozium al aceleiași societăți. Asta despre rezidenți. Despre studenți, câștigătorii concursului de postere au fost premiați cu participarea integrală la un congres național la alegere. Și cei mai mulți dintre ei au ales participarea la congresis, congresul societății studenților mediciniști Ieșeni sau la un congres similar de la Cluj. Știm că studenții nu încetează să vă simpatizeze, ați fost și decan de serie, ați fost aleasă în nenumărate rânduri, pentru că toate lucrurile pe care le-ați enumerat au fost văzute, desigur, și apreciate de studenți. Este o mare, mare bucurie pentru noi să constatăm că ceea ce noi lucrăm. Munca noastră este răsplătită de către studenți. Este foarte adevărat că în timpul cursului de dermatologie, fiind titulară de curs de dermatologie la Facultatea de Medicină, amfiteatrul este plin în permanență, deși prezența nu este obligatorie. Este foarte adevărat că sunt extrem de mulțumită de faptul că până în momentul de față am coordonat 36 de lucrări de licență și că conținutul acestor lucrări de licență a fost valorificat prin publicarea lui în reviste cu vizibilitate internațională indexate în baza internațională de date, cum ar fi revista medico-chirurgicală, i-am încurajat să se depășească pe ei înșiși, să înțeleagă că sunt extrem de valoroși, că în sine reprezintă viitorul României. Este foarte adevărat că sunt ani buni de când militez împotriva practic imigrării medicilor în străinătate, îmi doresc să-și trateze părinții, îmi doresc să-și trateze cunoștințele, îmi doresc să-și trateze vecinii, îmi doresc să-și construiască o carieră nu plină de frustrări, ci plină de realizări, chiar dacă prin muncă, prin muncă susținută în România. Și se pare că această, acest tip de relaționare foarte deschis, în același timp un tip de relaționare bazat pe informație științifică actualizată în permanență, este ceea ce studenții și-au dorit, ceea ce studenții au apreciat. Am fost încântată să-i conduc, practic, pe drumul obținerii finale a diplomei de absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie Grigorete Popa din Iași. Am fost fericită să le stau alături la banchetul care a marcat acest final, să fim împreună atât atunci când am învățat, atunci când am dat examen, dar și atunci când ne-a bucurat. Și studenții mei știu că ușa le este în continuare deschisă. Până voi înceta activitatea și poate și după aceea, dacă voi mai fi în stare, pentru orice fel de problemă le-ar sta în față, fie că este profesională, fie că este emoțională. Dacă este să păstrăm același registru și să discutăm despre mediul didatii, dar și despre vizibilitatea dumneavoastră internațională, recent ați trecut prin susținerea unui examen pentru promovarea la postul de profesor și putem spune că ulterior ați primit un feedback foarte pozitiv și mă refer aici la o recunoaștere din partea lumii academice internaționale, dar și naționale, nume importante care au ținut să își arate, iată, admirația. Pentru implicarea și pentru meritele dumneavoastră deosebite. Vreau să vă întreb cum vi s-a apărut contactul cu aceste personalități, practic cum le-ați întâlnit. Ca orice om care pleacă dintr-o țară mai puțin dezvoltată, și acest mai puțin dezvoltat înseamnă inclusiv sectorul medical și didactic, desigur că prim, la prima întâlnire am avut foarte mari emoții. Ulterior, aceste emoții s-au sculberat pentru că cu cât oamenii sunt mai culti, mai bine pregătiți profesional, sunt mai generoși și mai deschiși să recunoască meritele altora și, de ce nu, să întindă o mână de ajutor. Am avut ocazia să-l cunosc, să cunosc pe domnul profesor Andriu Nicolaides, sub conducerea căruia ne desfășurăm activitatea în Medical Reporters Academy. Și care este un om deosebit de generos, pe lângă o competență incredibilă, care ar putea uh, in, imprezi, uh, inhiba de adevăratele, dacă nu ar fi atât de deschis către mai tinerii săi colaboratori și atât de hotărât, practic, ca tot ceea ce a construit într-o carieră de o viață să transfere noilor generații printr-un halt. Deosebit didactic și printr-o generozitate, așa cum spuneam, extraordinară. După experiența cu Medical Reporters Academy, a fost Societatea Franceză de Flebologie, unde am fost invitată în calitate de lector în cadrul Congresului Societății Franceze de Flebologie și acolo am avut ocazia. Unui, contract mai, unui contact mai strâns cu domnul profesor Michel Perrin, somitate în, de asemenea al lumii medicale internaționale, fost președinte al Uniunii Internaționale de Angiologie, practic redactorul șef al International Angiology, un, un nume sonor care și astăzi conduce secțiunile de flebologie în manifestările internaționale. De asemenea, un om de o cultură de uh, o perspicacitate în a înțelege oamenii, de o generozitate de a se deplasa, gândiți-vă dumneavoastră cât ambele personalități despre care am vorbit au venit la primăvara dermatologică. Ișană Michel Pera a fost chiar de două ori, în ciuda vârstei sale avansate. Deci este o, a fost un lucru extraordinar uh, să primesc recomandări din partea acestor două persoane. A mai fost un contact absolut benefic și, aș putea să spun, crucial pentru primăvara dermatologică ieșeană și pentru mine, ca dermatolog cu înclinații cu, cu spre flebologie. Este vorba despre Congresul Mondial al Uniunii Internaționale de Flebologie, care s-a desfășurat concomitent cu Colegiul American de Flebologie la Boston în 2013 unde am fost invitată ca lector să prezint rezultatele unui studiu internațional multicentric, Vein Consult, și anume profilul venos pe pacienta însărcinată și particularitățile acestuia. În sală se afla și profesorul Niazi Hushlow din Georgia Atlanta, care a venit să mă felicite după prezentare și din acel moment, practic, am deschis un dialog care s-a concretizat cu participarea dumnealui patru ani de zile consecutiv la primăvara dermatologică ieșeană, trei ani de zile în calitate de președinte de onoare și ulterior prin contactele pe care și le-a stabilit la primăvara dermatologică ieșeană și dumnealui, dar și profesorul Michel Pera au participat și la alte congrese naționale românești cu participare internațională pe teme de flebologie. De, da, care arată din nou, iată importanța acestui. Dialog element. interdisciplinar și deschiderea, practic către Europa, deschiderea către lume a, a, a manifestărilor științifice. Nu numai noi mergem la congrese europene și internaționale, ci iată am reușit. Prin perseverență, prin muncă, prin probitate profesională, să aducem nume de prestigiu din comunitatea medicală internațională în țară, respectiv în Iași. și nu numai. Doamna doctor, am vorbit cu dumneavoastră din perspectiva copreședintelui primăverii dermatologiei Eșene, a președintelui Asociației Dermatologilor din Moldova, dar aș vrea să vă întreb cum se întregește această activitate din mediul didactic și de stat, am putea spune cu activitatea din mediul privat, pentru că vă desfășurați activitatea și în mediul privat și mă refer aici la Dermalux, centru de dermatovenerologie și dermatocosmetologie. Da, din 2004 am acceptat și cu mare bucurie astăzi spun că a fost un succes și practica uh, privată. Pentru că în dermatologie, mai ales, dar nu numai, există foarte multe uh, tratamente, tehnici de vârf, care nu pot fi aplicate de către specialiști dermatologi în practica de stat, pentru că nu există dotarea respectivă. În special, latura de dermatocosmetologie, dar și intervențiile chirurgicale de vârf se desfășoară doar în anumite clinici de stat și se simțea nevoia practic a dezvoltării și sectorului privat. Ce pot eu să vă spun este că activitatea este una sinergică, este o activitate care îmi dă mari satisfacții, întregește practic profilul activităților pe care le desfășor. Având în vedere faptul că mă aflu în perioada de maturitate profesională, și deci, după ani de acumulări, ar trebui să livrez, între ghilimele, către pacienții noștri și către studenții noștri, și rezidenții noștri, și colegii noștri, tot ce e mai de calitate în următorii ani, din aceste puncte de vedere, pot să spun că este o activitate pe care o desfășor cu foarte multă plăcere. Există. O clientelă dedicată sectorului privat. Căror pacienți se adresează Dermalux? Sau, altfel spus, invers spus, ce pacienți se adresează la Dermalux? Extrem de diversi. Nu înseamnă neapărat că, dacă se numește lux, practic tarifele pe care noi le practicăm sunt intangibile sau mai mari decât în alte cabinete private sau spitale private înseamnă mai degrabă că condițiile pe care noi le oferim acolo sunt cu totul deosebite elegantă, profesionalism și discreție, Discreția, așa cum este și logo-ul, da, motoul practic al activității noastre de la, primă, de la uh, Dermalux asta oferim noi pacienților noștri, întreaga noastră experiență medicală, științifică uh, oferim niște condiții excepționale în ceea ce privește dotarea, discreție în ceea ce privește procedurile diagnosticele care se realizează acolo, dar discreția este un element care caracterizează practic întreaga noastră activitate medicală. Poate că acolo pacienții la adăpost de traficul mare din spitale se simt un pic mai la adăpost, mai ales cei care sunt timizi. Thermaluxul este conceput ca o casă mai degrabă decât ca un spital. Este extrem de elegant. Ce să vă mai spun? Să spună pacienții noștri dacă sunt mulțumiți sau nu. Puteți de... să ne spuneți câte ceva despre perioada de vară. Este o perioadă aglomerată, există un turism, să-l numim așa, al pacienților ce trec prin dermalux în această perioadă. Da, vara, se pare că profilul pacienților care solicită consultații se schimbă puțin. Același lucru se mai întâmplă în vacanța de primăvară, de Paști și vacanța de iarnă când foarte mulți români care lucrează în străinătate sau care studiază în străinătate se întorc în țară să-și vadă familie și să aducă aminte de fapt de problemele medicale. Noi suntem încântați de faptul că deși locuiesc și muncesc într-o țară străină, acordă mare încredere sistemului medical românesc în particular dermaluxului, că despre acesta vorbim în momentul de față și sunt uh, solicită consultații și sunt foarte, foarte încântați de modalitatea în care sunt tratați și de cum se rezolvă problemele lor medicale. Da, mai mult decât atât, se întâmplă și invers, sunt practic străini care s-au mutat, locuiesc sau muncesc în România și care se adresează dermaluxului pentru și Retinei Center, cealaltă parte a acestei clinici pentru probleme dermatologice sau pentru probleme oftalmologice. Suntem, ne onorează acest lucru, suntem încântați de încrederea pe care pacienții ne acordă și ne străduim de fiecare dată să ne ridicăm și chiar să depășim standardele așteptărilor dumnealor. Sunt pacienți pe care i-aveți de mult timp de la înființarea centrului sau sunt permanent pacienți ce se adresează de la prima consultație, să spun așa, după ce aud despre dumneavoastră și despre prestigiul pe care îl aveți în Iași? Să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră, s-a întâmplat de multe ori să întreb pe pacienți cum au ajuns în Dermalux. Și întrebări răspunsurile, întrebarea a fost aceeași, răspunsurile au fost diverse, dar... Recunosc faptul că, de departe, s-au selectat două categorii mari de pacienți și n-aș putea, în momentul de față, să vă spun care sunt mai numeroși. Prima categorie este reprezentată de pacienți care recunosc faptul că vin la Dermalux pentru că au discutat cu alți pacienți mulțumiți. Și că un pacient mulțumit este întotdeauna un pacient care va promova imaginea clinicii în care și-a rezolvat problema. Și din punctul acesta de vedere, avem din ce în ce mai multe cazuri, mai mulți pacienți care sosesc la Dermalux pentru prima dată. Dar tot la fel de adevărat este și faptul că aceiași pacienți care au venit și s-au adresat Dermaluxului clinicii pentru probleme în urmă cu câțiva ani de zile, iată sunt deja 13 ani de zile de când funcționăm și în serviciu privat, revin în Dermalux dacă au probleme dermatologice ei înșiși sau își aduc membrii ai familiei sau prieteni. O a doua categorie este vorba despre pacienții care se informează pe internet și care studiază cu foarte mare atenție CV-ul pe care noi îl avem, feedback-urile pe care le primim de la pacienți pe rețelele media, sau, practic, în momentul în care suntem implicați în diverse activități, cum sunt manifestările științifice, care sunt mediatizate, conferințele de presă, congresele, interviurile pe care le-am dat în presă sau, în, practic, în presa scrisă, nu televizată. Despre ce proceduri și ce tratamente putem să discutăm în cadrul Dermalux? Practic, tot ceea ce se poate face în dermatologie se face în Dermalux. Uh, începând de la consultația dermatologică clasică, în care punem un foarte mare accent pe uh, examenul clinic al pacientului, un examen apropiat, un examen deloc agresiv, un examen care dă pacientului răgazul de a se relaxa, de a căpăta încredere în medicul care îl consultă și în asistenta care asistă medicul pentru diversele proceduri. Uh, din punctul acesta de vedere, suntem tradiționaliști, Continuăm tradiția școlii medicale românești, în care pacientul este acela care contează și ceea ce trăiește, ceea ce simte el în momentul consultației medicale. Acceptăm, de asemenea, ca la consultații să asiste părinți, întotdeauna dacă e vorba de minori, dar și aparținători, dacă e vorba de persoane care sunt mai timide sau care au un nivel al informației medicale mai limitat și au nevoie de ajutorul celor din jur. După care, practic, aplicăm ghidurile de diagnostic și de tratament existente în România, și care sunt întotdeauna în concordanță cu cele europene și internaționale. Noi considerăm că medicina bazată pe dovezi este medicina viitorului și a prezentului, și că numai în felul acesta pacientul poate fi în siguranță. Nu suntem adepții improvizațiilor, suntem adepții, practic, al. Căilor științifice, bătătorite, acelea care au demonstrat rezultate, astfel încât să putem sta în fața pacienților noștri cu capul sus, av având o atitudine de verticalitate și de responsabilitate față de acțiunile pe care le exercităm, nu numai în dermalux, dar dacă vorbim acum despre dermalux, în dermalux. Um, mergem mai departe pe partea de terapii pe partea de terapii avem laser terapie, BTL, avem lucrăm pe platformele laser Cutera, în ceea ce privește epilarea definitivă, NDAG, în ceea ce privește laserul vascular, în ceea ce privește rejuvenarea, respectiv terapia Titan. Practic, avem o mulțime de tratamente și, cu amabilitatea dumneavoastră, vă vom invita și într-o emisiune ulterioară pentru a discuta despre toate aceste proceduri și tratamente ce sunt disponibile în cadrul Și Dermadux. E foarte important ca pacienții să fie la curent cu aceste terapii, pentru că ne-am întâlnit în viața noastră practică, medicală cu pacienți care primiseră un diagnostic cu mulți ani în urmă și rămăseseră practic la, acel, la acea perioadă ca nivel de informații în ceea ce privește posibilitățile terapeutice. Și este trist pentru că trăim în mileniu 3 și trebuie să ne tratăm și să ne diagnosticăm în conformitate cu mileniul pe care îl trăim. Doamna doctor, din păcate, emisiunea noastră a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru prezență și vă mai așteptăm cu drag și data viitoare. Eu vă mulțumesc, spun la revedere telespectatorilor noștri și nu uitați, dermaluxul vă așteaptă cu brațele deschise. Stimați telespectatori, ediția de astăzi a emisiunii Eu Sănătos a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și marțea următoare, pentru că nu uitați, fericirea constă în primul rând în sănătate. Așadar, vă doresc o săptămână sănătoasă!